no me apago. Tuturor, eu sunt Valentin și astăzi facem un vlog cu David Vasiluiu și a lui Alfa Romeo 147. 147. Hai să mergem, David, să vedem cum se prezintă mașina. Ce poți să ne spui despre mașină? Ce să vă spun? De cât timp ai? Am de un an jumate. Să luăm măscuța, că nu ne trebuie acum măscuța. Și să vorbești puțin mai tare ca să audă bine pe filmare, știi? Mașina o am de un an jumate, are 115 cai, dar se prezintă foarte bine pe motor. Astăzi trebuia să facem un vlog cu un Passat B5.5 1.9 de cai, dar automat, dar din păcate s-a fără mată, să spunem așa. Între ghilimele. Între ghilimele, da. Dar David mi-a spus mie ceva foarte interesant înainte să începem acest clip. Spune și mie, David, deci cum ți se pare această Alfa față de, că el are două Passaturi, nu unul, are două, ambele cu 131 de cai, nu? Da, una automată și una manuală. Și cum ți se pare Alfa aceasta în comparație cu cele două? Alfa la motor este foarte bună, adică le face pe amândouă. La motor? Da, dar pe stabilitate nu prea, pentru că are punte individuală, asta ce înseamnă? Punte la fiecare telescop nu are legat între ele roțile, cum ar fi. Am înțeles. Și pe telescoape, după cât se vede, stă mai prost. Am intrat aici pe un drum mai accidentat. O să vă arăt și vouă acum. Astea sunt drumurile noastre din România. Și noi suntem aici. Bine, până începe asfaltul, a nins frumos toate cele. În spate avem cameramani care ne susțin în continuare. Filmări de la spate. Să revin. O să facem cu David și o plecare de la 1 la 100. Să vedem cam cum îi prinde, cum se prezintă la 100. Câți cai ai zis? 115 cai. 115 cai. El spune că motorul e mai bun ca unul de... Hai să ne oprim aici pe dreapta și să facem o plecare de la 1 la 100. 3, 2, 1 și... Având în vedere că este și foarte umed pe jos, taie aderența, adică nu este ca și cum ar fi uscat. Deci o să vedem pe montaj în câte secunde a luat suta. Și de cât timp ai mașina, David? De un an jumate, dar nu i-a schimbat filtre, nu i-a schimbat ulei, absolut nimic. Nimic. Da, inia până cade. Da, mașina i-am luat-o foarte ieftin, nu i-am schimbat nimic și vreau să văd cât o să țină așa, dar văd că ține în continuare. Nu am înțeles. Cât e de pe de curiozitate, dacă poți să ne spui? Bă, nu foarte mult, 800 de euro. 800? Mașina, da. Mașina a fost de România înscrisă, am luat-o pe numele meu. Și nu i-ai schimbat nimic de când ai luat-o? Absolut nimic. Te-ai interesat despre... De schimburi? Da, de schimburi, cam cum, dacă am sunt înțeles, scumpe, dacă sunt ok. Am înțeles că este asemănător cam ca la Passat, înțelegi? Adică un 3 milioane cu tot, cu filtre, cu ulei și toate nebunile. Și direcția? Direcția? Nu cred că e mai scumpă ca la Passat, nu? Nu, asta nu știu. La Passat 4 brațe, oricum, 4 brațe. Mi se pare că se menține mai bine decât un Passat pe direcție. Da? Da. Și este mai rezistibil decât un Passat. Am înțeles. A pus frumos zăpadă tot ce trebuie.
care e suficient că vine și curba. Și David s-a pus iardul din nou pe ea. Lasă-o că omori, vorba lui Micuță. Deci din punctul meu de vedere, mașinuța asta, adică 800 de euro. Totuși, sunt 800 de euro. Să faci treaba, eu zic, destul de confortabil, destul de bine. Are și climă. Dublă chiar, climatronic, pe două zone. De ce dotări mai are mașina? Ceamuri electrice. Văd că și pe față și pe spate? Da. Pe față și pe spate, pilot automat. Pilot automat? Comenzi care nu sunt funcționabile pe volan. Nu băgăm asta în seamă. Deci, dacă vreți o mașină cu dotări, cu întreținere accesibilă, cum spune David, exact. Adică el într-un an a băgat loc bani în ea. E ca și cum... Deci cu nicio întreținere. Cu nicio întreținere. Luați-vă Alfa Romeo 147. Motorul ăsta s-a pus și pe Opel? Da, din câte am înțeles, este și pe Opel. Am înțeles. Da. Deci este și pe Opel. De-aia consumă puțin, cred că este... Deci câți că ai spus? 115. 115, da. Oglinzi electrice. Oglinzi electrice? Sunt și încălzite? Da, și încălzite. Și încălzite. Ce mai fac la banii ăștia? Ce? Uite cum merge prin gropile ăștia. De parcă ar exista. Având în vedere că noi locuim într-o zonă cu un drum mai nasol decât restul. Accidentat, așa. Într-un an să nu faci deloc bani într-o mașină, eu zic că este destul de ok. Deci câți kilometri ai făcut cu ea? Păi, aproximativ am făcut vreo 2000, nu știu. Deci în 2000 de... Am făcut foarte mult, mașina asta mai mult în curte. Deci... Eu am avut Passatul celălalt automat un timp de vreme și nu... Na, fiind mai, să zicem așa, are mai mult lux. Da, da, da. Și mai mult spațiu, m-am axat pe el și acum este al tatălui meu. Mi-am luat eu o automată, fiind având-o și pe asta, dar n-am avut asigurare la ea, am făcut-o ieri. A, ieri? Da, pe o lună. Deci s-a fărâmat aia și de-aia. Da, exact, pe o lună, pentru că ar trebui să plec zilele ăștia și am zis să nu o fac mai mult. Deci în străinătate? Da, și am plătit vreo 65 de lei la asigurare, deci nu e foarte scump. Da, mă presupun că e pe numele tatălui tău pentru... Da. Mașina, deci, foarte ok. Dacă vreți, mașină ieftină, de și calitate bună. Și chiar cu un aspect frumos, puteți să vă luați Alfa Romeo 147. Cam acesta a fost clipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un comentariu, un share, ce vă lasă pe voi sufletelul. Dacă nu, nu lăsați nimic. Glumesc. Până data viitoare, eu am fost Valentin, el a fost David. V-am pupat, toate cele bune.